Bună seara, Andrei. Cred că ar fi fost altfel dacă dădeați gol în secunda 13. O ratare cum rară vezi pentru un atacant. Da, cred că ar fi fost altfel dacă înscria la prima fază, pentru că am avut o ocazie mare. Dar asta e. Din păcate, am făcut, cred că, o singură greșeală în defensivă și am primit acel gol. După care am încercat să egalăm. E totuși un rezultat, e o înfrângere, dar mă bucur să văd echipa așa și să văd băieții că se bat de la egal la egal cu echipa care se bate la campionat. Asta le-am și spus înainte de meci, trebuie să ne schimbăm mentalitatea. A trecut un an peste noi, peste cei care au fost debutanți în Liga 1 anul trecut. Și acum trebuie să creștem nivelul, să ridicăm ștacheta și să ne propunem mai mult. Astăzi, din păcate, am pierdut, dar avem premize bune pentru mai departe. Asta vreau să zic, ați arătat bine astăzi, ați jucat de la egal la egal, nu s-a văzut diferența aia care... Țin în cont că pentru noi a fost primul meci oficial, ei mai avuseseră Supercupa, am arătat bine. Mulțumim de... Suferim puțin ca și soluții, nu neapărat ca și joc în atac. Sperăm, așa cum v-am spus și înaintea meciului, să le rezolvăm, să mai vină un atacant sau doi, să creăm o concurență acolo și să începem să marcăm și să câștigăm puncte. Nervozitate mare și pe bancă și în teren, totuși doar primul meci. Ai luat și primul galben pentru un antrenor în acest sezon. Da, au început să se contabilizeze de anul ăsta. N-am spus nimic. N-am. Decât am vorbit cu Andrei, cu Chivulete, i-am spus că am crezut că a făcut vreo ruptură musculară, adică nu era nimeni lângă el. Și ei au crezut că l-a lovit cineva. Nu, n-am, în general nu sunt genul să fac astfel de lucruri. Și nici n-am spus ceva nimănui. Dar așa au interpretat. E un galben și nu voi contabiliza 4 niciodată. Se pare că și la golul anulat al lui Lupeta n-ar fi fost offside. Da, în fine, nu discut eu arbitrajul. A fost așa o mici ciupituri așa. Dar asta e. Când joci în deplasare la o echipă care se bate la campionat, arbitrii mai... dau 5% gazelor. Premize bune pentru FC Argeș din ce ai văzut tu așa în prima etapă? Da, eu am încredere, aveam încredere dinainte, adică, nu știu, poate pentru voi a fost o surpriză sau, nu știu, și jucătorii de la ei spuneau acum că suntem o echipă de play-off și că ne-au simțit foarte bine. Nu, eu mă așteptam la băieți să facă un meci bun și mă aștept în continuare. Știu că a trecut, nici n-a trecut prima etapă, dar să zicem că echipele care au fost în frunte anul trecut au jucat. Bănuiesc că ai urmărit și tu. Se vede așa iar diferența cum au fost anii trecut sau pare mai echilibrat campionatul nostru? Nu știu, e prea devreme să spunem, să ne spunem o părere. Trebuie să așteptăm, cred eu, câteva etape să vedem cum vor evolua toate echipele. Cert e că oricum va fi un campionat echilibrat. Ok, mulțumesc, Andrei. Și eu vă mulțumesc. Pauză, ne întoarcem și ascultăm și alte reacții.